Atleta Florentina Marincu Iușco și antrenorul acesteia, profesorul Nicolae Alexe, i-au înmânat primarului Florin Oancea trofeul de excelență 2021, decernat de Federația Română de Atletism pentru sprijinirea dezvoltării durabile a atletismului românesc. Cei doi i-au confirmat edilului șef al DEVEI că este singurul primar din țară care a primit acest trofeu pentru anul competițional 2021 din partea Federației Române de Atletism. Florentina, care reprezintă Clubul Sportiv Municipal Deva, s-a întors de curând din Franța, unde la competiția de atletism din Liga Europeană de la Nantes a câștigat medalia de aur la săritura în lungime. Iar acum se pregătește pentru competiția din Germania, care va avea loc la Dortmund în perioada 12-13 februarie 2022, organizată de Liga Europeană de Atletism.